Florian Coldea bag zâzanie în PSD. Claudiu Manda îi de replica lui Dragnea, în cadrul comisiei nu a citit de pe nicio voie. Presubliniere din telecomisiei parlamentare pentru controlul Serviciului Român de Informații, Claudiu Manda, a declarat miercuri ce Florian Coldea nu a citit de pe nicio voie atunci când a fost audiat la comisie. Pot să vă spun ce domnul Coldea, în cadrul comisiei, nu a citit de pe nicio voie. În fața presei a citit de pe o voie probabil ce în sublinierei pregtise înainte de comisie, am sublinierei spus la un moment dat ce lucrurile erau un pic diferite de ce s-a discutat în comisie, a spus Manda, la Palatul Parlamentului. Precizarea vine după ce presublinieredintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marci, referitor la audierea lui Florian Coldea în comisia SRI, ce la audieri nu cite subliniere pe subliniere îi pleci, pentru ce asta nu e audiere, ci este un seminar în care cineva vine, cite subliniere pe ni subliniere pe hârtii subliniere eventual mai spune ni subliniere pe pilde.